Iar aici intrarea către Biserica Veche, care este și monument, vedem și gardul, zidul. Deci aici este Biserica Nouă, așa cu curtea. Și din coace în spate vedem, deci trecem prin poarta asta și încă o poartă și ajungem la Biserica Veche. Iată Biserica Mărcuța, monument istoric, aici este zidul vechi. Aici poarta pe unde intrăm și deja este o zonă mult mai liniștită acolo și mai calmă. Zidurile astea sunt vechi, sunt întreținute pe cât posibil. Pe aici intrăm. Urmează o curte foarte bogată în vegetație. Aici vedem o curte administrativă, este separată așa de gardul ăsta care este nou, însă zidul din spate este vechi. Curtea asta este foarte plăcută, de fiecare dată când am venit aici era așa o oază de liniște și de verdeață și era foarte reconfortant psihic. Deci pe aici am venit. Asta este curtea asta micuță de aici și aici este următoarea poartă care are un turn mai măricel decât la prima poartă. Da, zidul continuă în partea cealaltă, este această curte care este separată cu gardul ăsta făcut mai nou. Și trecând de această poartă ajungem la Biserica Veche Mărcuța, unde a fost și Mihai Eminescu, a fost o vreme aici. Iată, aici este Biserica Mărcuța, avem și aici un eveniment. Astăzi este sâmbătă, este ziua morților. Cam așa arată biserica, aici sunt foarte multe bănci unde ne putem odihni. Aici a fost internat Mihai Eminescu, a fost o vreme, a fost tratat aici. Uite, curtea este foarte frumoasă, sunt multe bănci și iarăși aici este un loc unde nu se aude agitația din trafic. Deși mai în față la cealaltă biserică este strada foarte aproape și se circulă. Și pe partea asta cu bănci așa, acolo iarăși avem o arcadă pe sub care se trece. Și asta e biserica. Aici vedem ornamente din vremuri vechi. Biserica nu este renovată de curând, deci este așa cum o vedem. Doar pridvorul aici apare un pic altfel. Aici este curtea din spate de la biserică, aici este ușița care despre altar. Biserica este curtea asta foarte, foarte liniștită și foarte plăcută, uite cu copaci mari și aici deschis este accesul către locul de veci. Iată biserica, ăsta din spate, foarte veche, monument istoric. Deci curtea din spate, înăuntru se află o persoană comemorată. Deci, iată biserica în pridvor. Avem aici un panou unde vorbește despre Mihai Eminescu. În februarie 1889, Mihai Eminescu este internat în sanatoriu de boli Mărcuța. Și în martie 89 este transferat la Caritas. Deci februarie-martie 1889 Eminescu a fost aici. Deci suntem în pridvor la Mărcuța. Deci suntem la Biserica Mărcuța, monument istoric. Pictura este foarte veche și există pictură pe perete cu domnitori români. Este cam ștearsă, adevărat, dar încă se mai vede. Deci a
avem pictat pe pereți domnitori. Sunt aceste două coloane la interior care separă altarul de cealaltă zonă a bisericii. Nu este renovată. Astăzi va avea loc o mormântare aici. Cimitirul este funcțional. Da, deci este o clădire foarte veche. Aici suntem în pridvor. Încă se mai văd ornamentele vechi. Și inscripția de deasupra ușii de intrare. Deci Biserica Mărcuța, monument istoric. Ne retragem, trecem din nou prin această poartă. La ieșire facem drumul invers. Mai întâi trecem pe poarta asta cu turlă și apoi pe următoarea, pe la Biserica Nouă și ajungem din nou în lumea contemporană. Deci ieșim pe aici. Tocmai am trecut din nou această grădină foarte plăcută. Trecem și de această poartă. Îmi pare rău să plec, sincer, pentru că este foarte, foarte plăcut aici, liniște. Iată curtea, îngrijită, fânul cosit, e de vreme, suntem în mai. Așa arată curtea, cu zidurile vechi. Cineva se îngrijește, este întreținut aici. Și ieșim din nou către Biserica Nouă, către Troiță.